Cu toții am trecut prin astfel de momente în care, aparent, ești liniștit, zâmbești, dar durerea din tine îți macină sufletul. Niciodată nu avem acces direct la gândurile și sentimentele celorlalți, astfel că suntem nevoiți să interpretăm comportamentul lor, uneori generând frustrare din cauza propriilor noastre convingeri în acest sens. Sentimentele adormite încă mai pot fi trezite, dar nu le poți trezi niciodată pe cele ucise. Este cu adevărat un sentiment uimitor să nu simți nimic atunci când vezi persoana pentru care ai vărsat atâtea lacrimi. Nu ne este frică de întuneric, ne este frică de ceea ce se ascunde în el. Nu ne este frică de înălțimi, ne este frică să nu cădem în gol. Nu ne este frică de oamenii din jurul nostru, ne este frică să nu fim respinși. Nu ne este frică de iubire, ne este frică să nu ni se răspundă la iubire. Nu ne este teamă să renunțăm la cei pe care îi iubim. Ne este teamă să realizăm că cei pe care îi iubim nu mai sunt în preajmă. Nu ne este teamă să încercăm din nou. Ne este doar teamă să nu fim răniți din nou din același motiv. Nu ai dreptul să-i ceri persoanei pe care tu o iubești să te iubească. Nimeni nu este obligat să-ți împărtășească sentimentele și să-ți răspundă la ele. Dacă sentimentele voastre coincid, este o mare și o rară fericire. Dacă nu coincid, este o întâmplare obișnuită. O relație eșuează atunci când, deși ești prezent fizic lângă cineva, mental te afli alături de o altă persoană. Să iubești pe cineva și să nu-ți exprimi acest sentiment este ca și cum ai cumpăra un cadou și nu l-ai dărui. Peste sentimente trebuie să calci cu grijă, fără să lași urme urâte, căci o poză ruptă o mai poți lipi la loc, dar niciodată un suflet de durere sfâșiat. Dacă o persoană îți ignoră mesajele, crede-mă, nu este ocupată, pur și simplu nu-i pasă. Fiecare ființă umană are o limită interioară, o limită a sentimentelor, o limită a durerii, o limită a lacrimilor, o limită a urii, o limită a iertării. De aceea, oamenii uneori pot îndura mult timp, pot tăcea mult timp, pot trage concluzii mult timp și apoi să plece pur și simplu fără a spune vreun cuvânt sau a da vreo explicație. Cel mai puternic sentiment este dezamăgirea, nu resentimentul, nu gelozia și nici măcar ura. După ele măcar mai rămâne ceva în suflet, după dezamăgire rămâi doar cu un mare gol. La majoritatea oamenilor, obiceiul de a nu-și arăta sentimentele este atât de înrădăcinat încât a devenit un instinct. Uneori sentimentul de frică este mai puternic decât sentimentul de iubire. Uneori este mai ușor să te retragi și să uiți decât să faci un pas în față și să-ți mărturisești sentimentele. Este imposibil să uiți complet o persoană. Mai devreme sau mai târziu, momentele petrecute cu el sau cu ea vor reapărea în memoria ta și vei resimți în interiorul tău acel sentiment tăios. Fiecare persoană are un preț. Acesta este determinat de faptele sale, de cuvintele sale, de modul său de viață. În timp, unele persoane devin pur și simplu de neprețuit în viața noastră, cele mai dragi, cele mai apropiate, dar mai sunt și cei care nu valorează doi bani, ale căror fapte sunt meschine, iar vorbele lor sunt doar vorbe în vânt. Sincer, aceștia provoacă doar milă, dar și astfel de oameni trebuie să fie printre noi.
pentru a înțelege prețul oamenilor adevărați. Adevărata ta jumătate nu este cea care se simte bine cu tine. 100 de oameni s-ar putea simți bine cu tine. Adevărata ta jumătate este cea care nu se simte bine fără tine. Nu vă fie rușine de sentimentele și dorințele voastre, căci nu va mai exista o altă viață pentru ele. Vremuri ciudate am ajuns să trăim. Telefoane fără butoane, uși fără mânere, oameni fără creier și relații fără sentimente. Două simțuri ne pot salva în viață: dragostea și umorul. Dacă ai unul dintre cele două, ești un om norocos. Dacă le ai pe amândouă, ești invincibil. Uneori găsești puterea de a ierta pe cei care te-au rănit, dar după aceea, de regulă, nu mai vrei să-i lași să intre din nou în viața ta. Nu este suficient să iubești un om. Trebuie să-l înțelegi. Trebuie să-i trăiești viața, să respiri cu el, să auzi uneori ceea ce nu poate fi spus. Nu este suficient doar să-l găsești. Este important să nu-l pierzi. Prețuiți oamenii care vă dau dreptul de a alege și nu vă forțează să faceți lucrurile în felul lor. Întotdeauna ne este teamă să nu rănim sentimentele cuiva. Nimănui însă nu este frică să rănească sentimentele noastre. Iubirea este acea dorință pasională, iar o dorință satisfăcută se stinge. Înainte de a renunța la tot pentru o mare iubire, gândește-te la ce îți va rămâne dacă iubirea renunță la tine. Cu cât mai mulți oameni vor scoate apă din fântâna voastră, cu atât mai curată va fi apa din ea. Atunci când găsești ceea ce e al tău, la altceva nici nu mai vrei să te uiți. Cele mai neplăcute sentimente în viață: atunci când ești înlocuit în prietenie, atunci când ești ignorat, atunci când se anulează ceva ce așteptai cu nerăbdare, atunci când trebuie să-ți stăpânești lacrimile în fața oamenilor, atunci când afli că persoana pe care o placi place pe altcineva. Toată lumea visează la o iubire frumoasă, dar puțini sunt cei care își dau seama că aceasta nu începe cu următoarele cuvinte: eu, mie, al meu, vreau, ci cu întrebarea: ce pot face pentru tine? Niciodată să nu faci dintr-un om sensul vieții tale, pentru că acesta poate pleca, iar în interiorul tău totul se va prăbuși, va rămâne un gol imens. Nu este adevărat că omul care te iubește nu te poate părăsi. Ba da, poate, crede-mă, chiar poate. O va face mai devreme sau mai târziu, realizând că relația cu tine nu-i aduce bucurie și fericire, că, dăruindu-se în întregime ție, făcând totul de dragul tău și sacrificând multe pentru a fi lângă tine, nu primește nimic în schimb, că tu îl dezamăgești, că tu, atunci când te-a ridicat pe un piedestal, nu i-ai întins mâna și nu l-ai pus așa cum merita, pe acest piedestal alături de tine. Or, tocmai datorită acestui om, te afli acum pe acest piedestal. Știe că nu trebuie să-i dai nimic în schimb, că nu ești obligat sau obligată să-l ridici la nivelul care i se cuvine, că nu ești obligat sau obligată să riști și să sacrifici pentru el chiar și cele mai mici lucruri, așa că astfel de relații îi devin insuportabile. Te va părăsi atunci când își va da seama că el înseamnă mai puțin pentru tine decât însemni tu pentru el. Nu-ți va spune nimic,
nu-ți va reproșa nimic, nici măcar nu vei bănui ceva, căci a pretinde sau chiar a cere reciprocitate, iubire sau înțelegere este o prostie și un gest de-a dreptul ridicol. Va pleca fără zgomot, în tăcere și, ceea ce este cel mai rău, dintr-o dată. Iar ceea ce este și mai înfricoșător este că astfel de oameni nu se mai întorc niciodată. Fii cu persoana care nu se va înfuria pe tine, care nu va suporta să nu vorbească cu tine și căreia îi va fi frică să nu te piardă. Nu-ți fie teamă să-ți arăți sentimentele. Persoanele pe care le iubești și pe care le apreciezi trebuie să știe cât de importante sunt pentru tine. Adesea ne ascundem sentimentele fără să știm că sunt reciproce. Prețuiește-i pe cei alături de care poți fi tu însuți, fără mască, fără neîncredere sau ambiție, și ai grijă de ei. Aceștia îți sunt predestinați, căci astfel de persoane sunt unicate în această lume. Prețuiește-i pe cei care nu vor căuta sub nicio formă să te înlocuiască. Prețuiește oamenii care pot vedea în tine următoarele trei lucruri: tristețea din spatele zâmbetului, dragostea din spatele furiei și motivul tăcerii tale. Prețuiește-i pe cei cărora le ești cel mai de preț. Apără-i pe cei care te protejează. Plânge alături de cei care suferă pentru tine și amintește-ți de cei cărora le este dor de tine. Trăiește cu cei care trăiesc pentru tine. Sprijină-i pe cei care îți sunt sprijin. Fă-i să râdă pe cei care îți aduc bucurie și ascultă-i când vorbesc cu tine. Observă-i pe cei care se îngrijesc de tine și înțelege-i pe cei care cu inima te înțeleg. Nu le dați oamenilor speranța unor sentimente reciproce, dacă acestea nu există deloc, pentru că le irosiți viața așteptându-vă răspunsul. Nu răni niciodată o persoană dacă aceasta este dispusă să facă orice pentru tine. Nu renunțați cu ușurință la oamenii care vă sunt dragi. În timp, s-ar putea să vă treziți că ați renunțat la cel de care aveați cea mai mare nevoie. Învață să-ți ții durerea departe de oameni, căci aceștia nu dau doi bani pe ceea ce simți. Din păcate, așa sunt creați mulți reprezentanți ai speciei umane. Se obișnuiesc cu ușurință să fie iubiți și nu prețuiesc îndeajuns un sentiment de care sunt prea siguri.